Bună dimineața, dragii mei Didi și Loredana! Astăzi suntem în 21 octombrie și pe fila de calendar este pomenit actorul și regizorul Nikita Mihalkov. În 1945, pe 21 octombrie, se năștea Nikita Mihalkov, unul dintre cele mai puternice personalități artistice ale cinematografului sovietic. Pentru filmul său Soare înșelător, în 1994, Nikita Mihalkov a primit Marele Premiu al Jurului de la Cannes și Oscarul pentru film străin. Îl mai țineți minte, cred, pe Nikita Mihalkov din Îngară pentru Doi, acel nestatornic și fermecător de ușuratic personaj sucind mințile femei sovietice, fără îndoială un regal cinematografic. Dar cred că maturitatea de plină ca actor și-a atins-o în fata fără zestre, jucând rolul aristocraticului aventurier, un demon în costum alb cu pălărie și vestă. Cum își mai răsucea mustața, cum se mai trăgea de lanțul de la ceasornic, coborând cu pantofii imaculați în noroaiele Maicii Rusia. La vaporul cu abur din port îl așteptau trăsura și taraful de țigani, strigând vesel, a venit conașul, urma goana pe uliți, în cântecul gitanilor cu fluturări de mâini și dans din buric, urma partida de poker, unde funcționarul de la gubernie își pierdea averea și tânăra nevastă. Urmau seducția și violul. Apoi conașul își străgea pantalonii, își netezea mustața și pleca, lăsând în urmă inimi zdrobite, fluture din floare în floare. Totul făcut cu un stil la care nu o să aibă acces nici măcar nepoții valutarilor, manelarilor sau miliardarilor din România de astăzi. Nu uitați, prieteni, fiecare zi are povestea ei. Didi și Loredana, înapoi la voi!